O altă formă. Ai divorțat, da? Ai copii și ai femeie. Să luăm cazul și în partea stângă și în partea dreaptă. Este caz autentic de creștin care trebuie să judece la rece neputințele și faptele sale. Ești bărbat, da? Te-ai îndrăgostit de altă femeie. Du-te și dă femeii casa și copiii și trecere tot. Și du-te în lumea ta la drăguță, muncește din nou și fă altă gospodărie. Că dacă tot te-a luat că ești tare și mare și viril, trebuie să te iași de gospodar. Fă-ți un alt cuib și dacă vrei distruge-l mai târziu și pe ala. Da, nu lăsa copiii pe drum, nu lăsa procese false și moșteniri vândute și încurcate și tu te duci în altă parte clădind fericirea pe suspinul altora. Că tu ești dușmanul lor, nu ei sunt dușmanii tăi. Tu așa scrii în pomelnic. Angela să o ia dracu că nu mă lasă să mă divorțez. Vasile să le ia dracu că mi-a copii și nu știu ce. Nu, mă, tu ești dușmanul tău. Dacă ai fi fost un om înțelept și dacă ai fi avut conștiință și suflet, te-ai fi gândit că acei copii au nevoie de mamă și de tată și te-ai fi gândit că acei copii au nevoie de un așezământ și de o stabilitate. Du-te liniștit, distrează-te, pune-ți în aplicare senzațiile, imaginațiile și lasă casa în pace. Și femeia la fel. Dacă a plecat ea, du-te, semnează tot soțul și du-te învârtind. Și atunci ai făcut o chestiune de dreptate înaintea lui Dumnezeu. Ți-ai hrănit ego-ul, ți-ai hrănit patima, ți-ai hrănit patima și după ce ți-ai hrănit patima, ești mulțumit că ți-ai făcut pofta. Da, Domnule, eu am pierdut, eu am câștigat, cinstit lăutărește, am jucat cu cartea pe față. Dar în momentul când tu ești mizerabil și mai intri și în biserică și mai dai și pomernic și mai faci și rugăciuni și mai faci pe evlaviosul, tu ești propriul tău dușman. Și spune Mântuitorul Iisus Hristos, cine își va pierde sufletul pentru mine și Evanghelia mea, numai acela îl va câștiga. Dar cine își va câștiga sufletul în lumea aceasta, îl va pierde. Deci tu câștigi în lumea aceasta. Proces după proces, afaceri după afacere, mârșăvie după mârșăvie. Dar Hristos vine și te întreabă în două cuvinte. Nebune! Cele care le-ai adunat, ale cui vor rămâne? Că noaptea asta vor veni și vor lua sufletul tău de la tine. Nu-i vorba de noaptea de 24 de ore în care ne odihnim. În noaptea păcatului care te-a surprins. Câți n-au crăpat în accident de mașină? Câți nu i-a călcat trenul, nu li s-a răsturnat avionul, nu li s-a răsturnat vaporul, nu li s-a dărâmat mașina, nu le-a luat foc casa sau n-au făcut infarct și așa mai departe. Știau ei că vor muri cu banii sub cap și cu averea sub soară? Nu. Adunau pentru mulți ani, cum spune Scriptura, ca să bei, să mănânci și să te veselești.